pasiune probabil de micobil, în casă se gătea tot timpul. Cam cum mă gândesc în toate casele românilor. Nu erau învățați cu început de a merge la restaurant sau să mâncăm la cantină, sau, mai ales la țară. Sunt copil de țară. Bunica ne gătea tot timpul și probabil pasiunea a fost insuflată de la bunica, care la vremea ei gătea la nunți, la cămine culturale. După un eveniment personal, în 2008, am terminat liceul Moise Nicoară, unul dintre vedetele Aradului, ceea ce privește învățământul. Unde, bineînțeles, ca meserie, nimic. Nici o meserie. Și atunci, trebuie, fiind nevoit să schimb meseria de polițist, m-am îndreptat spre cea de alimentație publică, în speță bucătar. Dacă nu există plăcere în a găti, să nu s-apuce. Deci meseria asta, dacă o vezi doar ca un job, gătim în picioare tot timpul, asta în jos, timpul îndelungat, orice locație, mă refer la restaurant, sală de evenimente, prepararea produselor ce urmează a fi servite de clienți, au în spate o muncă, muncă asiduă, din punct de vedere desfășurat de către personal. Și ceea ce înseamnă mult stat în picioare, decizie, moment, inventivitate, fantezie, în primul rând plăcere. Dacă nu ai plăcere și o vezi doar ca un job, așa mai bine mergem la șaibă. Când farfurile de la clienți vin curate, la restaurantul meu e puțin altfel, obișnuiesc să merg între clienți, încerc să nu-i stresez prea tare. Mulți nu sunt obișnuiți cu acest lucru, să vină bucătarul să îi întrebe cum e mâncarea, cum a fost, sau să le dau sfaturi, sau să le recomand în funcție de plăcerile lor, fiecare ce dorește să mănânce. Cu recomandările e mai greu, că la mine din meniu toate preparatele sunt cam specialități, dar îi ajut să își aleagă fiecare ce le place. Și să revenim la idee, mi se pare puțin ciudat ca bucătarul să vină să îi întrebe cum a fost și de acolo iau feedback-ul. Și feedback-ul cel mai bun este farfurie goală. Nici la o mână nu avem două degete la fel, așa și oamenii sunt foarte diferiți, mai ales în ceea ce privește gusturile. Eu, ca și sfat pentru colegi din Braslă, dacă reușim să mulțumim 95% din clienții noștri, să fim foarte mulțumiți. Întotdeauna există clienți care nu reușim să le satisfacem gusturile. Un motiv este faptul că sunt obișnuiți cu mâncarea de acasă și atunci când le oferi altceva gătit profesional, li se pare lor că nu-i pe gustul lor, dar nu e o greșeală. Gustul lui e învățat cu ce mănânc acasă și atunci numai că nu poți să le satisfaci gusturile care le mănânc acasă. Și mai există o reticență la nou. Toți sunt setați pe programele care vin de acasă, un fel de mâncare, oferta fiind limitată, mai ales înainte de Revoluție și după Revoluție. Dacă nu ai posibilitatea să mai evadezi din cotidian și să ieși din rutina aceeași mâncare, covrigi mici, ceafă și cartofi prăjiți, atunci ți-e greu să alegi un preparat care ți se pare după nume, wow, asta nu o să gust pentru că nu știu ce îi, și atunci intervin eu, vin și le explic, sau ospătarii care sunt pregătiți în sensul ăsta, le explic și lor meniul și tot rețeta ca să știe să le explice la clienți și să ajutăm să aleagă preparatul de gustul lor. În primul rând să mâncăm sănătos, încercăm să mâncăm tot proaspăt gătit. Să fim deschiși la nou. Ceea ce spuneam, să nu mă repet. Există și altceva în afară de cartofi prăjiți.
Și dacă nu cărcat-o prăjiți, măcar să fie gătiți corect, să nu fie cei din pungă. Nu că ar fi rău aia din pungă. E bine să mâncă și de din pungă, dar nu prea des. Nu am nimic de ascuns. Le creează un sentiment de încredere. Mm-hmm. Ei văd ceea ce facem. Văd de ce preparatul lor încă nu este gata. Nu stăm. Mm-hmm. Gătim. Văd orice... Dar, de exemplu, am scăpat un preparat pe jos, vede că l-am luat și l-am lucrat la gunoi, nu-l dăm, aranjăm frumos pe farfurie, îl mascăm și îl dăm tot pe ăla. Nu o să-l ștergem cu prosopul și... În primul rând, deschiderea față de client, să vadă că e și spectacol. Ai ceva inedit, să vezi ce se întâmplă în bucătărie, cât timp stai la restaurant. Și, nu în ultimul rând, și design-ul. În bucătărie mă simt în largul meu, deși de multe ori sunt încruntat sau îngândurat, dar nu că sunt cu gândul în altă parte, sunt aici. Plăcerea când ai de gătit 10, 15, 20 de preparate, 30 de preparate și atunci gândul ți-e aici. Te detașezi de toate și te gândești doar la ceea ce trebuie să faci. Asta îți induce adrenalină. Lăsăm la parte condiția căldură și stres și e plăcere, care finalizată cu feedback-ul din partea clienților, le-a plăcut mâncarea și, cum spuneam, farfuria este goală, îți dă satisfacție și merită să continui. Uiți că te dă picioarele, uiți că ai uitat să pui acolo aia și mici corecturi de făcut și pe ansamblu, plăcere în bătărie.